A fost depășit termenul celor 45 de zile de la publicarea bugetului până când putea fi aprobat de aleșii locali. Partidele politice din Consiliul Local speră ca bugetul să fie aprobat după Paște. Liderul consilierilor liberali, Eduard Boz, a declarat că după sărbători vor avea loc negocieri între aleși. Președintele filialei județene Iași a USR, Cozet Chichirău, a precizat că acceptă negocierile cu o echipă din care să nu facă parte Mihai Chirica. Imediat după Paște vom vrea să stăm la masă cu colegi din PNL, dar nu Mihai Chirica. Și noi, de altfel, am transmis acest mesaj să-și desemneze o echipă capabilă să negocieze bugetul cu noi. Liderul grupului social-democrat din Consiliul Local Iași, Bogdan Balanișcu, a adăugat că din partea partidelor au venit multe solicitări, dar trebuie analizată oportunitatea susținerii financiare a acestora. Urmează, practic, săptămâna viitoare, după Sfintele Sărbători Pascale, să avem discuții, și eu așa sper, că astăzi au fost doar declarații, acum trebuie să le vedem și concretizate, să avem discuții la nivelul partidelor politice și a liderilor de grup, pentru a construi o formă bugetară în care să se regăsească și dintre amendamentele propuse de fiecare partid în parte, dar, așa cum am precizat și astăzi în ședința de Consiliu Local, și o analiză foarte amănunțită a ceea ce a propus administrația publică locală, pentru că nu e suficient doar o acceptare a amendamentelor partidelor politice și asta înseamnă un vot pentru buget pas. Iar al doilea pas, odată închise aceste discuții, undeva în lunea viitoare, nu a doua zi de Paște, ci următoarea luni sau marți, avem o ședință de Consiliu Local pe buget. Liderul grupului consilierilor liberali din CLE Iași, Eduard Boz, a atras atenția în ședința Consiliului Local că întârzierile în votarea bugetului pot determina blocarea conturilor primăriei. El a adăugat că în această perioadă plățile către firmele furnizoare se fac în limita încasărilor din primele 4 luni ale acestui an.